Am onoarea să fie astăzi alături de noi domnul Nicolae Melinescu, profesor universitar la Facultatea de Jurnalism. De asemenea, mulțumim foarte mult domnului director de la Cultură, Florin Iepure, că este prezent alături de noi, că astăzi a reușit să ajungă și să fie prezent. Mulțumim de asemenea invitațiilor noștri de la, și prietenilor noștri de la Asociația Culturală Arena Artelor din Slatina, Dumitru Serghe, președinte, și președinte Nicolae Zărnescu. Încă o dată aplauze pentru președinte și pentru vicepreședinte. Oameni de cultură vâlceni, de la Forumul Cultural din Vâlcea, domnul Cichirdan, Părintele State Burluș, sigur, poate am uitat pe cineva, îmi cer scuze, de la Drăgășani, îl am aici pe Marian Bărescu, poet și președintele Asociației Culturale Rusii Dava. Deci puteți aplauda și pe dânsul. Și foarte multe persoane importante și personalități importante din lumea culturii. De asemenea, avem astăzi printre noi o doamnă venită tocmai din Italia, se cheamă Marlena Farugia, pe care trebuie să o aplaudăm. Deci, așadar, oameni deosebiți, astăzi suntem, iată, în această frumoasă sală a Bibliotecii Județene, a cărții cărților, cum ne place să spunem noi, pentru care trebuie să mulțumim foarte mult domnului director Remus Grigorescu și pe care să-l aplaudăm și să-l pun la dispoziție această minunată clădire, unde se întâmplă lucruri minunate. Înainte de toate, aș vrea să felicit societatea culturală Antropani de câteva luni bune, sunteți niște parteneri de nevoie, de câteva luni bune societatea culturală Antropani a promovat și promovează cultura și vreau să vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră în această instituție. Sper ca condițiile oferite aici să fie la un nivel la care vă doriți și vreau să cred că Biblioteca Județeană ușor va deveni, să zic așa, o zonă în care cultura se poate manifesta în cetatea Vâlcii. De asemenea, vreau să salut și eu prezența distinșilor dumneavoastră oaspeți, pentru că sunt oameni care au scris și scriu la istorie. De asemenea, vreau să vă spun că toate fundațiile și absolut toate societățile culturale care doresc să fie prezente în spațiul cultural al județului vor fi întotdeauna binevenite aici. De asemenea, dați-mi și mie să salut și eu prezența domnului director Iepure. Mă bucur că este vizită cu vostru, de asemenea aș vrea să salut prezența domnului Melinescu, pentru că întotdeauna fost și sunteți o prezență agreabilă în spațiul vostru. Mulțumim că ați venit la Vâlcea și de asemenea să salut, practic, cei care sunt cei mai importanți la momentul acesta, pe domnul Nicolae. Îi mulțumesc foarte mult pentru donația făcută pentru Biblioteca Județeană și nu mai așteptăm într-o cruză și cu alte lucruri. Și de asemenea și pentru cei care vor lăsa astăzi carte, sper să primim și din partea noastră donații de carte pentru bibliotecă. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez să aveți mult succes. Și de vă mulțumim foarte mult, doamne. Stimați invitați, salut prezența doamnei Miriana Inoveanu de la Radio Craiova. Vă mulțumesc că ați venit, doamne, foarte doamne. Iată că presa este interesantă de evenimentele noastre din Râmnicu Vâlcea. Salut de asemenea prezența echipei de televiziune de la Vâlcea 1, de la TV Etalon, de la Arena Artelor, care, iată, are un site destul de bogat și, mă rog, postează toate evenimentele importante de la noi din județ, cât și de la Slatina și, mă rog, din zona județului Olt și nu numai, din câte știu eu. Am văzut aici pe Narcis Deescu, este directorul
ziarului Infocozia de la Călimănești, îl salut. Mă bucur că este prezent și domnia sa aici și, bineînțeles, toți colegii din presă care sunt și participă la acest eveniment au salutul nostru. Observați că ne aflăm în mijlocul unui tsunami de culoare, un purpuriu extraordinar de frumusețe, de culoare, unde domnul Mihalache, Constantin Mihalache, și-a pus picătura de suflet. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre domnul Mihalache. Constantin Mihalache pictează încă din tinerețe, însă abia în anul 2013 a găsit timpul necesar pentru a-și cultiva această pasiune. A avut expoziții la Biblioteca Națională București în anul 2013, la Galeriile Ștefan Popa Popas, august 2014, Timișoara, expoziție în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Mihai Eminescu, fiind găzduită în orașul Țicleni 2014. Domnia sa este economist la bază, dar și detectiv particular. Și de aici părerea mea este că ochiul acela vigilent, iată, a fost proiectat și pe picăturile extraordinare de culoare pe care domnia sa le pune pe pânză. Dintre pasiunile domniei sale, amintim confecționarea anumitor obiecte din lemn, deci un artist complet, pictură și sculptură, de asemenea, horticultura, grădinăritul, activități specifice sufletelor sensibile, iubitoare de frumos. Eu mă gândeam seara la tocmai să mă detrag. Trebuie să vă spun că sunt puțin ca suferind, mă doare picior, dar venim mai devreme aici. Am văzut ce se va petrece la ora 4:30. Eram mai informat de doamna Scrocior ce o să fie, dar acum 3-4 ore am văzut când artistul își paruta sinergele culturile care le vedeți. Aș vrea să spun că este un eveniment mai puțin întâlnit. Noi vulcenii avem o experiență în acest domeniu. Arta gestuală, arta abstractă, are o experiență serioasă a Râmnicu Vâlcean, dar chiar în maniera lui domnului Constantin avem pe pictorul Nedvedov și trebuie să vă spun treaba asta și să spunem, fiindcă vom înțelege mai ușor actul de creație al pictorului Constantin. Avem de-a face aici cu o pictură mai multă decât abstractă, gestuală, dar care iasă din maniera gestualismului în general. Gestualismul se creează ca o aplicație tenace, subiectivă a spiritului, în același timp cu acțiunea fizică. Adică există o anume violență în exprimarea pe ajutorul pensulei sau altui instrument de pus vopsea și care ține odată de actul violent al artistului, dar în același timp și de mișcarea pe care el uneori o solicită, o presupune, face asupra suportului de pictură. Ceea ce frapează de cuminte aici este faptul că această pictură complet în sensul bun al cuvântului, modernismului, folosește precum muzica una dintre cele mai repetite calități pe care un artist o vrea de la arta sa, așa nume, folosește armonia, care este specifică muzicii. De-a lungul secolului trecut și secolului prezent început, toți artiștii în artele respective au căutat să se apropie cât mai mult de tensiunea și de armonia care există în muzică. Iată că noi, dacă ne ducem la către gestualism, constatăm că ordinea este mai puțin căutată,
mai puțin urmărită. Artiștul însă, pe data aceasta, rolile sale le amestecă, le aranjează după presupuse linii care arată calitatea de bază a lucrării, armonia, armonia culorilor, fantezia expunerilor. Aș vrea să vă dau încă un exemplu de ceea ce înseamnă gestualism în artă. De exemplu, în 1977, eu am creat o sculptură gestuală, o freză genera o sferă în dura luniu, iar din când în când eu slăbeam șurpurile de la piesă și lăsam piesa să se miște sub mișcarea ordonată la freze. Și rezulta o curbă, o urmă de degenerare a suprafeței, de fapt degenerată de la suprafața regularitatei care era generată. Așa fac și gestoarele, unul dintre ei, când pun vopsele pe suport, vopsele de acrilic, iată, intră în domeniul artefactelor, al design-ului, când artistul urmărește realizările tehnologice maxime și le aduce în domeniul artei. Și își mișcă suportul, lăsând vopsele să curgă acolo unde ar dori el. Există alt instrument, și vă dau cazul cel mai nenorocit al artei gestuale, când cu o violență ieșterii comun, pictorii ajung să șterge pensulele pe pânze. Sau, ca Jackson Pollock, inițiatorul acestui gestualism din Statele Unite, când pune trupa de balet al umorist pe jar să se tăvărească pe vopselele care sunt puse pe o plajetă jos. În cazul de față, noi avem de-a face cu o pictură extrem de cerebrală, urmărită, căutată, nu făcută la întâmplare. Cred că sunteți de acord cu mine că avem un... pentru mine este a doua oară când văd genul ăsta de lucru, zic eu, în acrilic, pe suport, iarăși tehnologic, neobișnuit, industrial. Asta arată că industria a ajuns acolo unde trebuie, calitatea simplu artistică a pătruns și e specific secolului 21, în domeniul artelor, iar domnul Constantin face și demonstrează că între atelierele tehnologice de produse are artefactele pe care noi le căutăm în fiecare zi afară, la magazine, le aduce în sala de expoziție a spiritului. Pentru că am vrut să spun că dragi toate foarte mult ne-am uitat, poate cu 2 ani, la arta lui Medvedov. Noi avem un mare artist în oraș, pe Gabriel Medvedov, care practică cam același lucru și ziceam că e un caz izolat. Iată că avem o replică în jurețul Orga Slatina, demnă de toată lauda. Doamnelor și domnilor, trebuie să anunț prezența doamnei suprefect Aurora Gherghina din Deșinău, pentru că a reușit astăzi să înțelegă din activitatea domnului sale și să fie alături de noi aici și am să o rog să spună câteva cuvinte. Eu o să fiu foarte scurtă, îmi place întotdeauna să fiu aici în holul bibliotecii unde se întâmplă numai minuni. Vreau să vă spun bine, v-am regăsit și la mulți ani, că am impresia că e prima dată când am venit totuși anul ăsta. Cer scuze că am întârziat un pic, expoziția se arată foarte interesantă. Bine au venit sau bine ați venit, urăm celor din care ați venit să ne împărtășiți din frumusețea sufletului dumneavoastră. Oricând vă așteptăm cu mare drag la Vâlcea și mă bucur că noi avem multe bube în cap, avem multe lucruri proaste, urâte, eu știu, avem multe dureri, multe suferințe, dar avem un suflet deosebit. Probabil și frumusețea se naște din suferință. Dar avem multă frumusețe și avem oameni extraordinari. Vă mulțumim tare! Bine v-am venit!
am să vă spun câteva cuvinte despre tatăl meu. Am convingerea că pentru mulți dintre dumneavoastră, artistul care ne ajută în această după-amiază cu prestația sa, este în continuare o enigmă, motiv pentru care voi încerca să câteva cuvinte încercând să-l caracterizez. Consider că este o clipă de prospețime, un strop de melancolie și în același timp o promisiune pentru autenticitate. De ce spun acest lucru? Pentru că Constantin Mihalache, artistul, creează din pură pasiune, iar în prezent are un număr impresionant de aproximativ 300 de lucrări, al căror stil este caracterizat prin unicitate, modernism și spontaneitate. Este de menționat faptul că în portofoliul artistului nu vom regăsi niciodată două lucrări identice, fiecare având personalitatea și autenticitatea sa. Acceptând invitația organizatorilor de a participa în cadrul acestui eveniment cultural, am selectat pentru dumneavoastră o colecție de 34 de lucrări, care sperăm noi că reprezintă întru totul stilul și prestația sa artistică. Restul lucrărilor sale pot fi vizualizate pe site-ul personal www.constantinmihalache.ro. Vă mulțumim pentru răbdarea și curiozitatea, care sperăm că îl veți descoperi. Și vă mulțumim pentru prezența din această după-amiază și pentru faptul că sprijiniți și promovați cultura contemporană românească. Vreau să vă felicit, domnule președinte Nicu Cizmaru, doamna Violeta Scrociov, pentru că ne oferiți astăzi un eveniment la care au venit foarte mulți iubitori ai artei plastice, ai poeziei. Aici, în holul acestui Palat al Culturii, Biblioteca Județeană Anchim Ivireanu, iar creațiile dumneavoastră, domnule Constantin Mihalache, parcă și-au dat întâlnire cu frumosul vitraliu al acestui Palat al Culturii. Creații minunate, le-am observat, o să le observ și în amănunt, dar observ o bogată cromatică. Într-adevăr, teme și abordări îndrăznețe, de a depăși tiparul, să spunem, dar în același timp observ o frumoasă îmbinare, o armonie a acestor culori. Ele vor încânta, cred, cât mai mult cititorii și vizitatorii acestei instituții de cultură, pentru că vor sta probabil mai mult timp aici, la Biblioteca Județeană. Iată un eveniment pe care noi l-am trecut în agenda culturală al acestei luni, a județului Vâlcea, ca un eveniment important cultural și îi felicităm pe organizatori, dar și pe dumneavoastră și autorii de carte care își vor lansa cărțile aici la Râmnicu Vâlcea. De altfel, societatea Anton Pan este prezentă în fiecare lună cu evenimente și întâlnirile ei și cu membrii și cu iubitorii acestei asociații culturale și de aceea noi nu putem decât să ne bucurăm, să îi sprijinim în continuare și pe dumneavoastră să vă felicităm că ați vrut să fiți părtași la acest eveniment cultural de marcă în această după-amiază la Râmnicu Vâlcea. Vă mulțumesc! Felicitări! Țin să mulțumesc special dumneavoastră și doamnei Violeta Scrociov, pentru că fără dumneavoastră nu eram astăzi aici. Mulțumesc gazdei noastre, domnului director, mulțumesc distinșilor oaspeți, mulțumesc invitațiilor și mulțumesc dumneavoastră celor prezenți care pe care vă rog frumos și vă invit să vizualizați această, zic eu, explozie de bucurie pe care o exprim prin culoare. Aș
rugat, dacă totuși câteva cuvinte să spună domnul Melinescu aici, de față, despre aceste. Primul rând, vreau să vă felicit, nu numai pentru organizarea evenimentului, ci pentru că aveți aici tine, copii. Dragilor, aceasta este alături de școală a doua dumneavoastră carte. Veniți aici pentru că de aici vă puteți construi cariera, vă puteți consolida pasiunile, puteți descoperi interese noi. Biblioteca este casa spiritului vostru. Cultivați-l și veniți aici pentru că vedeți, este frumos, oamenii sunt primitori, sunt gata să vă ajute și de aici se poate proi un drum foarte frumos în viață. Domnul subprefect, stimate domnul director, este admirabil că vreți să îi susțineți pe creatorii din zonă, dat fiindcă biblioteca este vis-a-vis de muzeul de artă, poate le și cumpărați niște lucrări să mă găsiți colecția de acolo. Eu mă bucur să fiu aici lângă dumneavoastră, este un eveniment deosebit și ori de câte ori voi avea timp, o să încerc să fiu la manifestările de la Râmnii Comerciului. Vă mulțumesc! Am să anunț și prezența domnului Costi Triță, poet de la Slatina, din județul Olt. De asemenea, acum a intrat pe ușă, un prieten de suflet. Aseară a fost acolo, eu la dânsul, la Curtea de Argeș, la un eveniment extraordinar și iată-l astăzi aici prezent, domnul director al bibliotecii din Curtea de Argeș, domnul Marian Ghiță. Bună ziua și mă bucur că ne vedem în această frumoasă incintă a Bibliotecii Antimi Vireanu din Râmnicu Vâlcea. Mulțumesc autorităților că sunt alături de prietenul meu, Constantin Mihalache. Și eu, poet fiind, am un alt mod de a privi tablourile. Și uitându-mă, știți, detectivul adună. Dar economistul, domnule, n-a făcut economie de culoare. Uitați-vă că aceste culori sunt dătătoare de viață și de speranță. Și, surprinzător, el nefăcând economie, i-am dedicat eu o poezie pe această temă. Trebuie să pun ochelarii. Cum văd eu un tablou care este chiar acolo, dacă vă uitați. Eu văd două perechi de îndrăgostiți. Nu știu, dumneavoastră, ce vedeți, dar vă asigur că sunt două perechi de îndrăgostiți. Eu văd patru, că am ochelari. Printre macii plini de sânge, ard și fierb în cătușeri, într-o zare care plânge în acorduri de uitări, din aripi de fluturi care tot plutesc neștiutori te cuprind, cu îmbrățișare în petale mici de flori. Trece vântul prin răscruce, o nălucă într-un sărut, te atinge și se duce în adânc de așternut. Și răpită și amantă și topită în sărutări, fragedă și elegantă, ești o mare de culori. Asta este pictura lui Dumnezeu. O să fiu foarte scurt. Mă bucur că sunt alături de prietenul Mihalache de la Slatina. Iată că de la Timișoara, de la Popa Popaste, când a avut expoziția de pictură, acum îl găsim la Vâlcea. Același Mihalache, cu aceeași explozie de culoare. Nu sunt în domeniu de pictură, dar fiecare dintre noi, dacă privim un tablou și încântă ochiul, înseamnă că are să ne transmită ceva. Ori Mihalache, în permanență, are să ne transmită ceva. Frumos. Dincolo de frumos, ne rămâne decât admirația noastră pentru ceea ce realizează. I-am solicitat de 15 ianuarie să facă și la Drăgășanu expoziție, a făcut prietenul său, Iulian Stancu, tot pictor de la Slatina. Poate în viitor o să facă o expoziție și la Biblioteca Municipală la Drăgășani și sunt convins că o să vii și la Drăgășani în viitor.
Îi urăm succes pe mai departe. Mulțumim că l-avem alături de noi. Mulțumim! Dragi prieteni, un pribeac de-al nostru a scris ceva de genul: Dumnezeu s-a născut în exil. Eu spun că Dumnezeu a renăscut la Râmnicu Vâlcean. Iată cum a fost posibil să ne întâlnim aici, de la Craiova, de la Slatina, de la Drăgășani și de pretutindeni. Bine ați venit, București, și chiar din străinătate, am înțeles. Deci Dumnezeu a renăscut la Râmnicu Vâlcean. Din exil, iată că e aici. Vă mulțumesc! Eu vreau să aduc doar ceva foarte scurt în completare a ceea ce s-a spus până acum. În afară de faptul că Constantin Mihalache are primăvara în suflet și ne-a adus-o și nouă aici la Râmnicu Vâlcean prin, așa cum spunea colegul nostru, tsunami acesta de culori, vreau să spun însă că printre aceste lucrări se află o lucrare premiată la un concurs internațional. Acest lucru, lucrarea se află chiar acolo, dar și este fotografiată pe afișul pe care l-ați văzut afară. Acest lucru demonstrează că artistul nostru, Constantin Mihalache, se situează în seria artiștilor creatori care promit. Felicitări, domnule Constantin Mihalache, și vă mai așteptăm. Mulțumesc, invitați! În urmă cu câteva luni l-am cunoscut pe Constantin Mihalache la niște lansări de carte. Prima dată ne-am întâlnit la Slatina, după aia, apoi cu la Drăgășani, da? Da. Apoi iarăși la Slatina și ultima dată la Slatina. Și după acele lansări de carte, domnia s-a invitat în atelierul domniei sale. Delegația de la Vâlcea, deci colegii mei de la Anton Pan, am fost acolo. Și vreau să vă spun că am rămas plăcut impresionat de ceea ce am văzut. Mai mult de atâta, dezvălui chestia asta, n-am plecat cu mâna goală. Domnul Mihalache mi-a dăruit câte un tablou la fiecare. Tablou care astăzi se află în cabinetul meu de lucru, deasupra calculatorului, și de câte ori mă duc, și asta se întâmplă fiecare zi, mă duc acolo în fața calculatorului, îl salut să trăiești, maestre, și încep să lucrez. Vă mulțumesc foarte mult! 5 minute pentru... 5 minute pentru a urmări, a vă uita puțin, a face o... a da cu privirea, ca să spun așa, pe lucrări, după care vă invit în sală unde vom avea două lansări de carte și un duel al epigramiștilor vâlceni. O să vedeți despre ce este vorba.